Ne-am întors aici la Duminica Eșic repede, pentru că așa v-am promis și așa facem de fiecare dată, pentru că duminica trebuie să o petrecem împreună aici la Alba TV. Am avut până acum parte doar de domni în platoul emisiunii noastre și e momentul să schimbăm puțin foaia, pentru că știu că băieții de acasă așteaptă mult acest moment. Vin trei fete frumoase, foc. Pe unele dintre ele le-ați mai văzut aici la Duminica Eșic și sunt convinsă că vă era dor de ele. Sunt și frumoase și talentate și vin și cu surprize noi la Duminica Eșic. Vorbesc despre Diana Vâtcă, Andreea Ardeleanu și Bianca Chiorian. Le invit acum alături de noi. Bine ați venit! Bine ați venit, uite, îți dau un microfon, luați loc. Cu pupăturile vă lați cu băieții, știi, la final, că m-au rugat băieții de la cameră pe fete să le pupe ei astăzi. Ce zice? Da, așa pe braț frumos. Bine ați revenit, mă bucur tare mult că vă văd. Avem așa un microfon, o să-l dăm la un moment dat de la una la cealaltă. Ce mai faceți? Începem așa. Bine. E totul în ordine, merge totul bine. Pe Andreea a spus acolo în mijloc. Andreea e cea mai obișnuită cu emisiunea noastră, pentru că ai fost câteva ediții. Pot să spun că deja mă simt ca acasă. Ca acasă, nu? Aici da. La noi. Noi nu ne săturăm de tine, să știi, și am vrea să vii în fiecare emisiune, dacă se poate. Mi-au zis mie băieții să-ți șoptesc. Ce zici? Cum să nu? Cu mare n-ar drag. Fi rău. În fiecare duminică să fie Andreea alături de noi. Ați venit în această formulă pentru că știu că aveți surprize. Ceva melodii noi pe care vreți să ne le cântați. Noi pe care le-am făcut acum, pot să zic, pe timpul vacanței, că deja este vacanță. Și melodii care le-am cântat la un concurs, festival, așa. Care s-a desfășurat la noi în Alba, Alba Star, prima ediție. Și ați venit cu premii și cu diplome de acolo, da. Vorbim de acest festival, pentru că n-am reușit să ne întâlnim atunci în preajma lui. A trecut ceva vreme, dar e totuși de actualitate și vreau să-mi spuneți cum a fost această participare. A fost la prima ediție, ați făcut ceva pe fete show să mai acolo și spectacol, dar lasă-le și pe fete. Hai. Da, a fost un concurs incredibil, primul meu concurs. Primul tău concurs? Da, primul meu concurs mai important. A fost o experiență de neuitat. Ce ai cântat acolo? Spune-ne am tot. Am cântat Stay de la Rihanna. Așa. Da, o melodie acum foarte cunoscută. Și ai venit cu o diplomă. Da, cu o diplomă. De fapt, toate ați venit cu diplomă. Diplomă de premiul întâi la categoria mea de vârstă. Așa, nu spune în vârstă, nu? Lasă, mai știe toată lumea de acasă, nu? Important e că știm să cântăm și atât. Așa, avem aici, uite, de exemplu, tot de tine dau, Andreea. Păi ce să fac, ești peste tot. Ardeleana Andreea, premiul special, l-ai luat, s-o arătăm puțin la cameră, cine da, mă de ajută? Da, de Mihai Panica. Am fost selectate și în finala concursului Mini Megastar la București și în luna noiembrie mergem acolo și... Iauzi. Sper să venim cu premii. E, mini megastar, dar tu ești Iudita mai domnișoara, dar venim să te susținem. Așa se numește concursul, acum eu ce să-i fac? Ce să faci, nu? Așa, premiu, ai luat și premiul 2. Premiul 2, da, la categoria da? Mea de vârstă. Tu la categoria ta de vârstă. Aici ai o diplomă de participare la Festivalul Zilelor Școlilor de Arte. Da, a fost ca un fel de schimb de experiențe, pot să zic, la Târgu Mureș. Ne-am distrat foarte bine, am cunoscut copii din alte județe, ale școlilor de arte. Experiență frumoasă. Foarte. Foarte frumoasă. Uite aici, văd că Diana, premiul întâi. Prima participare. Și ai venit și prima participare. Aoleu, păi să-ți joci și la loto, că vezi cum e cu prima, cu prima participare, să leasă cu premiile cele mai mari. Meriți de altfel, pentru că noi te-am mai auzit aici la Duminica Eșic și cânti foarte frumos. Spune, ai avut emoții? Emoții foarte mari. Când am văzut câți participanți sunt și ce voci minunate sunt, am avut mari emoții. Mare emoții. Dar atunci, când ai primit premiul, cum a fost? Am fost surprinsă. Te așteptai? Nu te așteptai? Nu mă așteptam, sincer. Am fost foarte surprinsă. Bun. Ce gânduri ai de acum înainte? Că ai luat premiul întâi la un concurs important până la urmă, pentru că am văzut că a fost o mare desfășurare de forță pe acolo. Ce gânduri ai de acum înainte? Păi să continui tot așa, să particip la cât mai multe concursuri. Nu știu. Ce o să iasă, da, nu? Da, da. Cu siguranță va fi bine. Mai avem tot aici un premiu special, tot al tău.
tot pentru mine mega star. Ce-mi place chestia asta cu diplomele, e preferata mea. Să aduceți multe, să punem aici pe pereți, că o să dau eu jos toate tablourile astea și mai și cu niște diplome așa de la niște fete frumoase. Avem Chiorian Bianca, mențiune la categoria ta de vârstă, tot la Alba Star, da? Tot la Alba Star. Cum a fost pentru tine, Bianca? Emoționant. Emoționant? Ai avut emoții? Da, tu ce ai cântat? Prin ochii tăi pădurea de la Paula Selin. Ce ne place Paula Selin, vă place băieților? Am auzit așa după cameră, da, le cam place băieților, dar și Bianca ne place. Uite, de la Vocile Cetății, tot o diplomă. Primul tău concurs a fost de la Vocile Cetății, da. Cum a fost? Vorbește-mi de experiența asta. Foarte frumos, am cunoscut persoane noi și experiență, am câștigat. Pentru primul concurs. Pentru primul concurs. Bine. Și mai avem aici tot o diplomă de participare, tot de acolo, de la, da, de la Târgu Mureș. Sunteți într-o formulă, cred că v-ați și împrietenit și da. În formula aceasta mergeți cam peste tot. Să luați toate premiile, să le duceți aici la Alba Iulia. Bine, dar toate, că noi avem loc și dacă trebuie, mai facem loc de niște pereți așa și e loc de diplome, punem doar diplomele fetelor aici, sper că sunteți de acord cu mine, dragi telespectatori, facem un perete așa de diplome și când nu mai e loc, înseamnă că sunt multe. Da, vreau să vorbim de începutul fiecarei în parte. Andreea ne-a mai povestit de cum a început ea cu muzica, dar voi nu prea ne-ați spus. Eu am început la Centrul Cultural Liviu Rebreanu din Aiud, cu chitară și muzică folk. Am participat. Mai cânt la chitară și acum? Nu prea mai am s-a timp. Lăsat. Nu prea mai ai timp. Aș vrea să cânt, dar nu am timp. E greu, vezi, că nu mai poți să-ți lași unghiile lungi, da. Te dor degețelele. Știu cum e cu chitara asta. Dar e un instrument frumos. Da. Așa? Apoi eu am participat la multe festivaluri, concursuri, cu grupul Melodis. Și după aia am venit la doamna profesoară Marinela Popa, la canto. Pe care o salutăm și o pupăm. Da. Pentru că ea ne spune de fetele frumoase pe care le are. Așa frumos vorbește doamna profesoară, nu vă spun la telefon. Tot timpul că fetele mele acum au niște piese noi și vă laudă pe ei. Haideți cu fetele aici. N-a putut să vină și ea, că sunt multe evenimente zilele acestea, dar... Ați venit voi aici să vă reprezentați cel mai bine voi singure, da. Nu? Am înțeles, vreau să vă ții puțin mai aproape microfonul când vorbești. Așadar, până la urmă, ai ajuns aici la doamna, da, profesoară și de atunci până acum, cum merge treaba? Am participat în primăvară la primul meu concurs la Vocile Cetății, apoi am fost la Târgu Mureș la festivalul acesta și Alba Star. Așa. Începutul? Bine. E bun, da. Nu? S-a am spart gheața. Am prieteni noi, experiență, am cunoscut persoane noi. Persoane noi. Ce dorești tu de la viitor, de la viață, de la carieră? Ce dorești să faci? Nu știu încă. Nu te-ai hotărât? Nu m-am hotărât. Rămâi pe muzică sau mai ai și alte aspirații așa? Nu știu, depinde de viitor. Ce-ți rezervă viitorul, da. Nu? Tu nu spui nu. Dacă vine cineva să spună, uite, îmi place foarte mult, ai voce, da, și vreau să te fac artist, păi nu spui nu, sper că în niciun caz. Și ne ieși pe noi în echipă. Da. Eu tot timpul zic, tot timpul pe cine prin pe aici pe canapea ne lua și pe noi în echipă, dansatul, nu ne ia nimeni nimic. Nu știu, eu tot spun, dar nu ne ia nimeni. Fetelor, voi, dacă se întâmplă și ajungeți artiste așa celebre, ne lua și pe noi să facem ceva, să vă pieptănăm, nu știu, găsim noi, vă ajutăm și noi la ceva pe acolo. Mult succes în ce-ți dorești, eu știu, mulțumesc. Mă gândeam că o să-mi zici din start că vrei să faci muzică, dar nu ești foarte convinsă de asta. Pentru că am ales un liceu destul de greu, matematică, informatică. Aoleu. Și depinde de muzică și ea. E greu acolo la mate info, a? Da. Mult de învățat. Ți-ai dorit tu să faci matematică, da, informatică, da, sau părinții? Spune drept. Eu. Nu te aud de nimeni. Tu ți-ai dorit. Eu. Îți place matematica? Da. Bun. Păi lasă că învățătura nu strică, ci aduce doar beneficii. Știi cum e? Dacă înveți bine și înveți mult, o să-ți meargă bine, da, și pe partea. Da, am vrut să am o bază, ceva. Uh-huh. Să fiu sigură că o să fac ceva. Muzica nu pare un domeniu atât de sigur, nu? Nu prea. Da, ai un artist preferat? Îmi plac mai mulți. Mai mulți? Ia spune-ne câțiva așa care îți plac ție și mai cânti tu când ești singurică prin cameră? Sunt convinsă că ți se întâmplă.
Cristina Aguilera, Jessie J din România, Andra. Cred că le place la tot de ea. Toată lumea place pe Andra, da. Mai ales Măruță. Da? Mariah Carey, Whitney Houston, mi-a plăcut de ea. Dar din România doar Andra îți place? Cam da. Cam da, nu prea Andra. Paula Selling. Ah, Paula Selling, da, mai ales că ai câștigat un premiu cu... Da. Cu piesa ei. Sunt artiști. Ce să zic, îți doresc și ție să ai parte de așa ceva. Știu că tu astăzi vei cânta pentru început, pentru că sunt mai multe piese pe care voi le vei interpreta. Un duet cu Andreea, nu? Da. Despre ce piese e? When You Believe, Mariah Carey și Whitney Houston. Ei, ce bine sună, eu zic să facem în felul următor. Să ne cântați voi piesa, ne mai acomodăm așa cu platoul emisiunii Duminica Ieșic, după care mai descoasem să aflăm mai multe despre fete, că suntem tare curioși ce să facem. Vă ascultăm, vă invit aici. La
un moment inedit și deosebit. Mulțumim tare mult, vă invit aici înapoi repede tot la canapea. Frumos, frumos duet. Cum de v-ați gândit voi la varianta asta de colaborare? Sau doamna profesoară? Nu știm. Așa a venit pur și simplu. Da. Dar sună bine, îmi place foarte mult cum sună vocile voastre împreună. Chiar îmi place, felicitări. Am lucrat destul de mult la el. Ați lucrat? Și mai lucrăm la un copil. Da, încă un duet. Mai lucrați la un duet? Ia spune, Andreea, despre ce e vorba. Cu toate că este vacanță, noi încă mai mergem și mai lucrăm. Ne face plăcere să mergem la canto, să lucrăm cu doamna profesoară. N-aveți și... vacanță de la canto niciun caz. La canto, nu, nu. Și acum mai lucrăm la încă o piesă, se numește Tell Him. Mm-hmm. Și sperăm să venim, să o prezentăm la tine în emisiune. Păi și noi sperăm și abia așteptăm. Nu care cumva să nu treceți pe la noi de fiecare dată când aveți o noutate, pentru că noi vă așteptăm aici nerăbdători și cum suntem noi curioși, știi cum e, nu dormim venim noaptea. Venim cu mare plăcere. Mulțumim tare mult pentru că veniți de fiecare dată. Așadar, muncă multă. Foarte multă. Timp pentru vacanță, eu știu, planuri, ceva. Avem, dar deocamdată ne ocupăm cu muzica. Cu muzica, nu? Mergeți la bunici, la mare, la... gageți. În timpul liber mai mergem. Da? La bunici. La bunici. Așa. La mare. Unde apucăm? Unde apucați? Deci e timp și pentru distracție vara ne asta, facem, nu? Puțin. Mai e puțin și începe din nou școala. Nu, n-am amintesc chiar de asta, că totuși suntem prin iulie, așa. Mai e chiar un pic. Deci timp de reîncărcat bateriile mai rămâne. 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 Bun. Vreau să vorbesc puțin și cu colega ta, după care mă întorc la tine, Andreea, pentru că știu că fiecare dintre voi ne-ați mai pregătit câte o piesă și individual. Vreau să vorbesc puțin cu tine, pentru că și la tine a fost așa acest concurs Alba Star, da. Ceva inedit și cu rezultate bune. Și vreau să vorbim de tine, cum ai început tu cu muzica. La colega ta am văzut, la Andreea știm deja, știe toată lumea. Dar la tine... La mine prima dată am început cu 2 ani de chitară la Palatul Copiilor. Toată lumea cu chitară începe. Așa am început. Acum nu mai prea fac, nu mă prea... Andreea nu. Apoi am mers la Centrul de Cultură Augustin Bena cu doamna Marinela Popa, care îi mulțumesc tare mult, că ne-a ajutat și ne-a sprijinit tot timpul. Am fost la concursuri, la spectacole și așa a început totul. Și așa și continuă. Da. Uite, tu știi foarte bine ce-ți dorești de la viață? Te-ai gândit? Să zicem că da, vreau să continui tot cu muzica, să fac conservatorul, ceva legat de muzică. Asta ar fi. Ce-ți dorești tu? Să ai o carieră solo, să ai o trupă, o formație, faceți un fel de Asia? Nu știu. Cum și trupă sună bine și solo, nu știu. Deci... important e să fie ceva pe scenă și o carieră muzicală, asta e foarte... Asta e pe primul loc. Tu ai preferați artiști pe aici, pe din afară, pe unde pe din afară, din România... Dar ce fii cu România asta, mă? Da, ascult de la Rihanna și când mult și de la Jessie J, îmi place tare mult. Toată lumea e cu Jessie J, încă n-a trecut perioada, adevărul că e un artist care merită să fie plăcut și să fie luat ca exemplu. Așadar, planuri de muzică, părinții ce zic? Sunt alături. Da? Te susțin în asta? Da. E bine. Înseamnă că lucrurile o să meargă bine. Putem întreba pe ce clasă ești? Că acum trec la liceu. Acum trec la... Așa. Și la ce liceu? La HSC, la științe sociale. Științe sociale. Oare de ce ți-ai ales asta? Că-s curioasă tare. Nu știu, îmi place. Are legat de psihologie, istorie. Este un profil complex, nu știu. Auziți, băieți, e și deșteaptă și frumoasă, mai e și talentată și mai e și cu psihologia, știți cum. Vă înțelegem un doi. Așa, ai prieten? Nu. N-are nici prieten băieților de acasă. Ia scrieți voi pe Facebook dacă vă plac fetele. La dumneavoastră cum e, că am uitat să vă întreb. Nici cum. Nici cum? Dar ai prieten? Nu. E prea devreme? Ce zice tata? Nu știu, nu l-am întrebat. Nu l-ai întrebat? Nici el nu ți-a zis, nu? Nu. Am înțeles. Ok. Păi, lasă că vara e lungă, știți cum e. Andreea... Andreea, tu ce mai faci? Andreea nu mă râde. Foarte bine. Da? Cu băieții cum mai e? Fanii ăștia mulți. Fanii, da. Foarte bine. Te rog la microfon. Da, fanii, foarte bine. Prietenul tău ce mai face? Bine. Aha, deci există.
În continuare. Ok, ok, hai că nu intrăm foarte mult în detalii. Vorbim, Andreea, și de proiectul tău muzical, pentru că tu ai deja un proiect muzical individual, care am văzut că merge din ce în ce mai bine. Foarte bine merge. Dar asta după ce ne cântă colega ta. Ce ne-ai pregătit? Melodia cu care am participat și la concurs, Stai de la Rihanna. Stai de la Rihanna, mi-e place foarte mult piesa asta și te invit să ne-o interpretezi în felul tău original, că tu cânti mai bine decât Rihanna, na, că am zis-o. Diana, foarte mulțumesc. Frumos. Îmi place atât de mult de voi pentru că sunteți atât de talentate și frumoase. De, știi ce mi-ar plăcea? Să vă putem lua acasă, să ne cântați toată ziua. Să nu vă mai opriți așa din cântați, pentru că transmiteți
Așa o stare frumoasă de duminică, îmi place tare mult. Felicitare, e o voce foarte bună. Mulțumesc. Și să dea Dumnezeu să ai parte de tot ceea ce-ți dorești tu, să ajungi mai cunoscută decât Rihanna, dacă se poate. Sperăm. Ți-ar plăcea așa? Da. Da. Și la fel de cunoscută. Și la fel de cunoscută ca și Rihanna. Am înțeles, dar să nu-ți faci atâtea schimbări de look. Da, că nouă ne place așa de tine cu părul lung. Ok, am înțeles. Vreau să vă întreb unde vă găsește lumea, că simt eu așa niște băieți pe acasă care vor să vă... Tata nu e aici, nu ne aude, nu? Nu băieți, fete care vor să fie și ele, să aibă parte de experiențe plăcute, știți, în viață și vor și le să facă o carieră muzicală. Unde vă găsesc pe internet? Aveți o pagină de Facebook? Da. Văd ca Diana. Văd ca Diana, așa da. Te găsește lumea pe Facebook, am înțeles. Ești online, acolo, activă? Da, activă, da? Tot timpul. Tot timpul activă pe Facebook. Ce ne-am face fără Facebook-ul ăsta, nu? Acum, dar e bun de promovare. Foarte bun. Foarte bun. Să postați acolo și după ce va fi emisiunea pe YouTube, neapărat, să strângem vizualizări, că vizualizări au făcut fetele de fiecare dată când au fost în emisiune o mulțime. Apropo de pagini de Facebook, tu, Andreea, ai pagina Tori și ai strâns ceva like-uri acolo. Deja lumea începe să știe de Tori. Și asta e bine, că e numele tău de scenă. Da. E deja nume de artist. Te prezentăm Tori de acum înainte. Mai spunem Andreea Ardăleanu, nu? Putem să zicem. Și așa, lumea te știe și mai mult de Andreea Ardăleanu. Cum merge cu piesa pe care tu ai prezentat-o aici alături de băieții de la Moving Elements? Merge foarte bine. Lumea ascultă piesa și... ce să zic, să meargă în continuare până scoatem următoarea piesă. Mie îmi place în continuare My Way, așa o găsiți Tori My Way și o puteți asculta dacă nu cumva ați ascultat-o la duminica ieșit și atunci o să vă cert tare că n-ați fost pe acasă și nu ați urmărit, pentru că Tori, Andreea Ardăleanu, a cântat această piesă la noi în emisiune. E o piesă frumoasă, să ai succes cu ea. Am văzut că au apărut și remixuri. Da, remixuri deja. Jonesy, DJ Jonesy ți-a făcut. Bineînțeles, bineînțeles. Deci lucrurile merg bine. Piesa se promovează la radio. Deși tu ai început așa, ești un fel de artist. Da, pentru că ai început deja în lumea asta, ai o colaborare cu niște DJ care sunt de aici, de la noi de acasă și care îi salutăm. Sigur se uită acum. Da, pe Rare și pe Tudor. Fac treabă bună acolo la Capitală și de văd că nu te lași nici de treabă, ești silitoare și aici... Păi, când vine vorba de muzică... E totul. Cred că ai cântat toată ziua. Unde ar fi după tine? Am sigur. Înțeles. Spune-mi că vara asta nu prea planuri multe, doar pe la bunici, cât un weekend și cam atât. Cam atât. Păi și în rest, toată ziua numai cântec. Nu putem să zicem că e numai cântec. Nu. No. Mai ieșim pe undeva, dar cam alba-i pustie. Aoleu, alba-i pustie. Cu tehnologia asta, sincer. Toată lumea e pe Facebook, nu? Da. Cam da, să intrați să-i dați un like acolo pe pagina Tori, dacă tot sunteți toți pe Facebook acum, dacă am zis-o. Dar și la noi, acolo. La Duminica Ieșic, da, neapărat. Așa, deci alba e cam pustie, dar știi ce mă uit eu la voi? Că frumoase sunteți, talentate sunteți, numai bune de luat de nevastă încă, nu? Dar sunteți și gospodine, mai faceți și treabă pe acasă, vă mai ajutați mămicile? Mămicile. Care cum? Cine ce face pe acasă? Ce treburi gospodărești? Mă ajutăm pe mama la mâncare, la făcut curățenie. Da, tu știi să gătești? Că te-am întrebat odată. Ce mi-ai învățat să faci? De la Paști. N-am prea învățat. Nimic nou. Nu prea. Nici o specialitate, nu. Lasă că ții un bărbat din ăla care știe să... Ai văzut că toți bucătarii, că toți bucătarii ăștia renumiți sunt bărbați. Păi atunci, dragă, stați voi la cratiță, că noi ne facem frumoase, bine. Nu? Lasă, că mai bine tu te duci la coafor când vii acasă. Corect, mâncare, corect. Nu ți-ar plăcea mai mult? Cum să nu? Păi da, haine călcate, împăturate. Cui nu i-ar plăcea? Exact. O fată are mult mai multe de făcut. Ce zici, Cezu? Lui Alexandra Stan nu-i mai plăcea. Măi, de ce? Zice Cezu, colegul nostru de la cameră, că lui Alexandra Stan nu-i mai plăcea. De ce ești răutăcios, dragă? Hai că îți plăcea Alexandra Stan și acum o dai la întors. Ați văzut ce a pățit, apropo, săraca? Da. Da, vă place Alexandra Stan, că n-ați numit-o niciuna. Putem să zicem că da.
Da, dar are succes pe plan internațional. Mai ales acum. Mai ales acum. Are succes, nu avem ce să... Nici de Ina n-a zis. Na, ce să mai zicem de Ina? Nu, destul zic toate. Toată lumea zice de Ina, nu? Da, toată lumea. Toată lumea are succes. Ce să-i facem? Ce al ei, al ei și e pus deoparte. Că asta e vorba. Andreea, tu ce ne cânti astăzi? Că ne-ai pregătit și o piesă. Tot o piesă cu care am participat la concurs. Uh-huh. Și am luat premiul 2. Mariah Carey, Love Takes Time. Mai numai piese de-astea de leșinăm tot și ne îndrăgostim și ne reîndrăgostim și vai de mine, numai piese de-astea de sentiment ne-ați adus astăzi. Asta sunteți voi niște romantice, cred. Păi lasă că am venit și cu piese mai ritmate, dar acum am venit și cu ați piese ați dat-o mai... în romantism așa cum puțin trebuie. Am înțeles. Păi și frumoase, și harnice, și romantice. Hai că Andreea ne-a zis cum e cu mâncarea și cu făcutul treabă pe acasă, dar fetelor, după ce ne cântă Andreea, pregătiți-vă că vă întreb și pe voi. Deci gândiți-vă bine ce-mi spuneți, că vă întreb rețetă cu tot, câtă sare, cât grijă mare. Andreea, te invit să ne cânti, până atunci colegele tale să se gândească, că acum le punem la probă, la tăiat ceapă, la prăjit. Imediat! You're gone. Love.
Mulțumim tare mult, Andreea Ardeleanu, la duminica ieșic, foarte frumoasă piesa. Ia de cald aici la tine. E cald, dacă ne-ar da băieți un pic drumul la aer să ne mai recurim, că s-au încins spiritele pe aici. Da, vă văd pe toate așa fashioniste, sunteți tare la mod așa îmbrăcate trebuie frumos. Trebuie mai ales că apărăm în fața public. În fața publicului, dacă vă cam place treaba asta cu moda, hai, că se vede. Se vede. Deci așadar, prin timpul liber, cred că și cu asta vă ocupați tot ziua. Vă uitați ce se mai poartă, ce se mai întâmplă. Să fim la modă, în pas cu moda. În pas cu moda, da? Am înțeles. Bun, eu am rămas cu o promisiune pentru telespectatori, știi? Ce ziceți, fetelor? Vă amintiți? Ați uitat, pe cum? Ziceam că să vedem și voi pe acasă ce treabă faceți, că sunteți sărnicuțe, nevoie mare, am auzit. Cum e la tine, Diana? La mine, curățenie, mâncare. Faci? Ajut. Ajuți? Ajut. A, nu tu singură. Da. M-ai împins așa de la spate. Da. Cartofrăjiți? Dar ce-ți place să mănânci cel mai mult? Hai să o luăm așa. Cel mai mult, ciocolată. A, ciocolată. Apoi asta, hai, ciocolată de casă să poți să faci, dar în rest... Băieților, cu câte o ciocolată pe la Diana, așa, din când în când, că prinde bine, nu se supără. Da. Da. Făcute în casă, brioșele. Auzi, dar voi mâncați ciocolată și arătați așa, da. Bine că mă și enervați acum, a? Eu mănânc mult. Mănânci mult și nu te îngrași. Măi, cum merge treaba asta cu muzica. Vedeți, dacă vine așa din suflet, nici nu se pune ciocolata pe nicăieri. Am înțeles, brioșele îți mai plac? Da. Așa, dar știi să faci? Da, asta le știu faci. Serios, știi tu să faci? Pe când ne chemi? Să filmăm o treabă de asta. Oricând, când vreți. Da, putem să venim la tine odată? Să gătim niște brioși? Adică tu să le faci, noi să le mâncăm, știi? Da. Merge așa? Că suntem mulți. Da, venim toți. Veniți toți. Venim, gata. Brioșe cu... cu ciocolată. Păi spune-ne un pic rețeta. Cu ciocolată, nu? Dar cum se fac tu, Diana, brioșele astea? Ce punem? Păină, ou, praf de copt. Așa? Zahăr, sare și ciocolată. Și ciocolată. Neapărat și ciocolată, deci. Și mult suflet, că dacă nu pui suflet, dar trebuie să-i și cânti ceva la brioșă? Ca să crească mare. Crească mare? Ha? Ce-i cânti? De toate. De toate. Trebuie să-i cânti ceva, că mă gândesc că nu se face, se arde, se întâmplă, se lasă. Tu cânti orice, ce-ți vine ție, nu? Da, orice. Am înțeles. Bun, așadar și spectacol și brioșe până la urmă. Păi ce bucurie să o ai pe Diana acasă. Brioșe știi să faci ceva, eu știu, sarmale, cozonaci. Nu am încercat sarmale. N-ai încercat? Nu. Dar-ți plac? Merg. Păi pe mâncarea noastră tradițională, da. Cu mămăligă așa, cu brâculat, cum se zice pe la noi. Așa de ești hărnicuță. Da. Mai, ce fete hărnicuțe. Păi hai un pic cu microfonul aici, că văd că cineva stă foarte cu minte așa și mai, că zice, a uitat de mine. Sigur a uitat de mine. Dar n-am uitat, că am eu vârstă, dar nu uit, știi? Chiar așa. Să vedem, tu pe acasă... Curățenie, mâncare. Faci curățenie? Da. Da, zice mama, tata sau de la sine vine? Ha? Cum e? Zic ei, de obicei. Cum zic ei, nu? Dacă lor li se pare că trebuie făcută curățenie, păi facem, dacă nu, totul e bine, nu? Da. Am înțeles. Dar cu mâncarea cum stai? Păi am o prietenă cu care tot facem mâncare și gătiți facem împreună. Mai mult pentru distracție. Pentru distracție? Dar și ea să distractivi sau se poate mânca? Se poate. Se poate mânca. Și cam ce ați mai gătit voi așa în ultima vreme? De obicei facem pizza. Pizza? Și ce pui acolo? De toate. De toate, ce prinzi în frigider, nu? Că la pizza merge cu de toate. Măi, om inteligent, cine a inventat pizza pe cuvânt? Că ce-ți rămân restul prin frigider? Faci o pizza, merge. Și altceva în afară de pizza? Îmi poți mânca pizza toată ziua, ai? Lasă că te saturi la un moment dat. Am făcut cake, gogoși. Vai, că mi-e și o foame la ora asta, dragi telespectatori. Și mă apucă pe mine să vorbesc de mâncare. Că așa sunt eu, să fac rău singur. Ce zonici tu n-ai mâncat, nu? Ai mâncat? Pe când ai mâncat, măi? Aoleu. Deci de astea îmi faci. Și eu ziceam că mai am un aliat aici, nici cezul n-am mâncat de la cam. N-am bine. Deci gogoși? N-au ieșit prea bine, alia, da. N-au ieșit prea bine. Dar le-a mâncat cineva? Nu. Lasă, dragă, invidioșii. Ei, ce-au vrut? Gogoșii le-au ieșit foarte bine. N-au crescut sau ce s-a întâmplat? Nu s-au copt înăuntru? Am pus prea multă sare. Gogoși sărate? Păi am vrut să facem gogoși americane. Și-au ieșit de astea, ca la chineză.
Am înțeles. Lasă că așa cu experiență se învață, da. Nu? Că doar voi sunteți artiste și vă pregătiți pentru scenă, dar nu vă faceți bucătăreți acum, nu? Cât normal. Un pic din fiecare și merge treaba. Da. Dar tu mănânci de toate, așa ca și colega ta, că văd că ești trasă prin inel. Da, foarte multă mâncare, mai ales ciocolată, dulciuri. A, și ce faci, doamne, de nu se pune? Pentru doamnele de acasă. Nu știu. Așa eu. Faci sport, ești energică. Nu fac sport. Nu? N-alegi seara, nu mănânci după 6 seara, nu? Mănânc la 10 seara. La 10 seara? Atunci ai masa ta, nu? Dar și noaptea, dacă te trezești, mai merge. Păi da. Am înțeles. Păi fetele sunt niște fericite, nu se pune și asta e important. Și o să vedeți că Bianca nu doar că e hărnicuță pe acasă și arată și foarte bine pentru că ai o siluetă de invidiat. Mulțumesc. Dar și cânti frumos, cu plăcere și ne-ai pregătit o piesă pentru astăzi. Da, Prin ochii tăi pot visa. Paula Selin, cu care am participat la Alba Star. La Alba Star, Paula Selin, Prin ochii tăi pot visa, așa încă o piesă așa de corazon. În această duminică ne îndrăgostim. Dacă nu sunteți îndrăgostiți, v-ați îndrăgostit acum cu siguranță prin aceste piese. Toate de dragoste, nu știu cum faceți, dar toate cântați așa cu dragoste, despre dragoste, despre ochi, despre visare, despre mai stai, nu pleca. Cum se face? Nu știu. Pentru cine cânti? Prin ochii cui? La cine te gândești? În afară că e piesa Paulei Selin, dar na, știi cum e, trebuie să trăiești piesa. Păi ea trebuia să gândească la cineva. Da, da. Paula Selin, lasă că ea are soț, are la cine să se gândească. Dar tu, Bianca, atunci când interpretezi această piesă, la cine te gândești? La soare? La mare? Asta nu sună bine, lasă. La cine? La nu vrei nimeni. Să ne spui. La nimeni, chiar la nimeni? Da. Să nu fie nimeni. La liceu? Nu prea. Prin ochii tăi pot visa, dragă liceule. Mai rămâi acolo, că până în toamnă mai e cale lungă. Am înțeles, bun. Te invităm aici să ne cânti piesa. Ne dăm noi seama pe moment la cine o să te gândești. Sau dacă nu, cel puțin încercăm. Toți ochii pe Bianca Chiorea ne cântă chiar acum. Prin ochii tăi pot visa. Sau măcar încercăm.
Dar mult Bianca Chiorian, așa zic. Cum e Bianca? Deci în vise te găsesc, te iubesc și sunt doar a ta sau cum? Mm? Da. Cum stă treaba? Că nu înțeleg. Așa e piesa, nu? Da. Și o piesă frumoasă. Da, 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 da. Mai fac ce fac, dar fetele astea nu-mi spun nimic. Las că e timp și pentru băieți, nu? Pe tine unde te găsesc fetele de acasă, știi, fanele? După pe Facebook, YouTube. Da? Ai Chiorian și Facebook? Bianca. Da. Așa, Chiorian Bianca? Da. Ești activ acolo și tu? Da. În battle Facebook. Toată lumea are Facebook. Cred că da. cred că da. Și pe YouTube ai un cont al tău? Da, de YouTube? Chiorian Bianca 13. Și ai ceva postări acolo? Să căutăm, să vedem ce se mai întâmplă din punct de vedere muzical pe la tine. Niciun plan, Bianca, pentru vacanță? Nici tu? Deocamdată nu. Nimic? O să merg cu părinții undeva, dar nu ne-am hotărât încă. Nu v-ați hotărât încă, lasă că e timp până la finalul verii. Sper ca printre planurile voastre să mai fie și o revenire așa aici în platoul emisiunii Duminica Ieșit, că prea ne place cu voi. Cu mare plăcere. Aici. Prea se luminează platouașul nostru și prea e tot așa mult mai colorat și prea e bine și ne place să mai reveniți. Chiar vă rog asta, să de fiecare dată când se întâmplă noutate, să ne trageți așa de mânecuță dacă noi nu observăm și să ne spuneți, uite că am ajuns și cântăm prin India, prin China, prin Asia. Ce frumos ar fi! Să nu ne uitați, v-am spus noi, că venim și noi, că încăpem! Încăpem și în valize mici și de mână și peste tot. Noi putem să venim cu voi, da? Să vă susținem. Facem acolo susținere din public. Galerie. Galerie. Galerie, da, galerie. Facem niște pancarte, așa scriem. Fetele de la Alba. Cum sună asta, cafetele de la Căpână. Da, mă rog. Eu vă mulțumesc tare mult pentru prezență. Mult succes în tot ceea ce faceți voi și să... Mulțumim și noi pentru invitație. Cu mare drag. Și să reveniți așa. Dacă nu fiecare duminică, două săptămâni, cam așa, să fiți aici cu noi, că nu ne supărăm. Mesaj pentru cei de acasă, pentru fete, dacă nu pentru băieți, că n-am reușit să o dau la capăt cu voi. Nici cum, măi, nici cum cu fetele astea. Sunt frumoase, dar băieților... Stați la rând. Da, vreau să spunem că astăzi este Sfântul Ilie. Să le urăm tuturor celor care poartă numele de Ilie la mulți ani. Aveți vreun Ilie pe acasă? La mine acasă nu, dar poate cunosc și le urez la mulți ani. Așa, la mulți ani. Și altceva pentru telespectatori care nu-s Ilie, spune-le și lor ceva, că dacă nu-s Ilie... Să ne caute pe Facebook. Așa, căutați de pe Facebook, că vă spun ele mai multe acolo, da, am înțeles. Păi să aibă o duminică frumoasă și cam atât. Da, cu brioșe și... cu ciocolată. Da, cu multă ciocolată. Așa, și tu ce le spui, Bianca? Aibă o duminică chic. O duminică chic, nu? Păi, duminica e chic. Dacă nu o facem noi cu fetele, măcar un pic, cum zic eu. Mulțumesc tare mult fetelor, mult succes. Ne revedem cu drag, dacă nu pe ele mai întâlniți, pe aici prin Alba Iulia, pe la spectacole, pe pagina de Facebook. Noi luăm o scurtă pauză de publicitate și ne întoarcem.